Bună ziua. Bine ați venit la Comentologie. Să i dăm drumul. Doar ce anunțam săptămâna trecută că săptămâna de dinainte începuse olimpiada. Ei bine, săptămâna asta este săptămâna în care s-a încheiat olimpiada. A fost o călătorie fantastică cu sute de ore de transmisie în direct pentru care TVR a plătit o avere pentru ca toată lumea să se uite la Eurosport. Și 1 și 2. Și în format clasic și în format HD. Bani bine cheltuiți pentru a avea paznicii de noapte și angajații benzinărilor la ce se uita la patru dimineața. Diferența de 6 ore înainte față de ora României s-a dovedit prea mult pentru cei care și-au dorit să vadă cum România câștigă doar 4 medalii în total. Ceea ce nu este chiar atât de rău dacă stai să te gândești cu adevărat, există întotdeauna șansa unei viitoare participări la următoarea olimpiadă și a unei viitoare pandemii care să împingă evenimentul un an mai târziu. Dacă sunteți dezamăgiți de numărul medaliilor și așteptați succese nesfârșite, întotdeauna vă puteți consola cu gândul că Moldova, Republica adică, a câștigat doar o singură medalie. La fel și Siria. Era o vreme când ne comparam cu Statele Unite ale Americii, cu Rusia sau cu China. Acum sistemul de referință sunt țări cu popor cât s-ar strânge în fața unui profi care dă gheare de pui gratis la deschiderea unei noi locații. Din păcate, suntem doar pe locul 46 în clasamentul succeselor olimpice. Ceea ce nu era chiar atât de grav, dacă Olimpiada de la Tokyo din 2020, dar din 2021, ar fi avut măcar 2000 de țări, dar au participat doar 86. Ultima clasată pe listă, cu voia dumneavoastră și a domnului Iliescu, este Siria, care a câștigat o singură medalie de bronz. Habar nu am la ce și nici nu cred că o contează. Nu este ca și când o să existe vreodată vreo ocazie în care, în conversație, să fie util sau necesar să inserați informații despre medalia cucerită de Siria. Adică nu văd pe nimeni vreodată să vorbească despre incendii, despre COVID și varianta mortală Delta sau despre alegerile din PNL și despre accidente pe șoselele românești și care va să zică, am văzut imaginile cu idiotul ăla care aruncă cu o cască de motociclist după un cetățean pe trotineta electrică și-l omoară. Apropo, Siria a câștigat o medalie de bronz. Vrei să știi la ce? Deci nu văd să se petreacă așa ceva. Adică văd să se petreacă un idiot care aruncă cu o cască de motociclist după un cetățean pe trotineta electrică și-l omoară. Dar nu văd continuarea cu Siria. Deci, de la comentologie, nu veți afla pentru ce a câștigat Siria bronzul. Dacă țineți neapărat să aflați, întrebați la cea mai apropiată carmangerie halal sau la schimbul valutar preferat. Înaintea noastră, la clasamentul pe națiuni, se găsesc Belarus, Ucraina și Kosovo. Kosovo are un milion și vreo 900 și ceva de mii de cetățeni, care dacă au... Alta medalie, una de argint, a câștigat absolut minunat și tragic de potrivă Ana Maria Popescu. So Sun needs to score. She scores, she wins. No score at the end of a minute and Popescu wins. Of course, if Popescu oh, got it. Son has got the gold. An incredible performance. Succesul Ana Mariei Popescu a fost umbrit brind pentru câtva de schimbul de replici dintre aceasta și ministrul sporturilor. Ea a zis că poate că medalia aceasta ar fi suficientă cât să se asigure un buget de bun simț pe viitor pentru scrima România. El a răspuns că și dacă era mai mare, el bugetul, ea tot nu ar fi câștigat medalia de aur. Iar ea a zis, îmi doresc tare mult să ajungeți dumneavoastră la Tokyo și să luați aurul ăla pe care nu am fost eu în stare să-l iau. Practic, supărare de ambele părți. Acum cei doi sunt pe picior de război. Cel puțin, ministru, sigur este pe picior de război. Poate nu știați, Carol Eduard Novak era o mare speranță a ciclismului deșteștește și tactul. Un alt succes la Olimpiadă și o altă medalie de argint vine de la dublu rame masculin și tot argint de la patru rame fără cârmaci masculin. Așadar, în total, 4 medalii și locul 46 pe națiuni, ceea ce este mai bine decât ultima oară la Rio, locul 47. Acum când stai și privești lucrurile la rece, cu obiectivitatea și indiferența cetățeanului care este interesat mai mult să-și convingă rudele să se vaccineze sau să-și găsească un loc de parcare decât clasamentele de la Olimpiade, parcă nici nu e de mirare că locația delegației române este pe la mijloc pare mai degrabă o chestiune de statistică decât de talent, dedicare, implicare și investiții în sport. Dar gata, ne-am încheiat la Olimpiada Tokyo 2020 din 2021. Ne vedem la Olimpiada 2024 de la Paris. De data aceasta nu mai vorbim despre împărțeala neta lumii între vacciniști și antivacciniști, ori despre creșterea radicalismului de toate felurile și despre fondul de tensiune care mognește de desubtul întregii noastre vieți, Vom vorbi despre diverse lucruri care pe noi ne împart în și mai multe tabere și ne mărunțesc ca nație. Aparent, percepția este că dacă un om trăiește o formă de credință, e un om primitiv. Iar când vine vorba despre transporturi, credința e că numai bunul Dumnezeu ne mai poate salva. Dar să vedem de ce perfecționarea transportului în România a prefăcut transcumanța în navetism. Mecanicul trenului de marfă care l-a ciognit de un altul pe 29 iulie la Fetești consumase alcool și a dormit la orice are trenul în loc de volan. Acest tren marfar care avea vagoane pentru transport de ciment... Un moment, mă iertați că intervin peste imagini, dar pare important să lămurim un aspect decisiv al limbii române. Trenul de marfă se numește mărfar și nu marfar. De ce? Sunt la fel de derutat ca și mecanicul care nu înțelegea ce caută un alt tren în fața lui și care nu a avut bunul simț să se dea la o parte. Vom lăsa chestiunea în grija lingviștilor și a celor care își ducă existența pe Facebook și au răspunsuri și cunoștințe la orice și despre orice. Nu pot decât să sper că într-o bună zi, cei care stăpânesc tehnic și academic limba română și-au schimbat pe sunt în sunt au împreunat într-un viol lingvistic pe nicio și niciun și l-au transformat pe ădinii în ădina să fie loviți de aceeași plictiseală de care s-au lovit când au inițiat schimbările de mai sus și să lase trenurile de marfă să fie marfare și, în un mod absolut inutil, mărfare. Mă rog, să revenim la mărfurile noastre și la mecanicii afumați, deși nu mai există de zeci de ani locomotive cu cărbuni. Acest tren marfar, care avea vagoane pentru transport de ciment, era staționat în gara Petești și urma să plece către Constanța, moment în care a fost izbit puternic din spate de locomotiva aceasta, care avea vagoane pentru transport de fier vechi. Impactul foarte puternic a dus la deraierea mai multor vagoane. Primele date din anchetă spun că sistemul automat de siguranță de pe locomotivă nu nu a funcționat, pentru că dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, trenul s-ar fi oprit, indiferent dacă mecanicul ar fi observat sau nu semnalul roșu de pe calea ferată. Ca întotdeauna, din întâmplare, extragem câteva învățăminte. 1. Românii beau. Nici nu este nevoie să fie liber de la muncă ca să bea. Este suficient să fie liber un coleg sau o rudă. Și doi, incompetența și indiferența la CFR sunt izipitoare aproape la fel de izbitoare precum două trenuri care vin unul spre celălalt în gară la fetești să trăiești. Așadar, sistemul de frânare automat nu era funcțional, iar ancheta o să ne spună la un moment dat și de ce anume. E genul de întâmplare care depășește puțin, puțin universul acarului păun. Un, un mecanic de tren beat în exercițiul funcțiunii nu e chiar vehiculul vieții. Dar putem înțelege aproape orice din povestea asta tristă, cum a caz stricat poveste tristă din gară la fetești. De pildă că localitatea are primăria într-o scară de bloc, dar mai ales că de milenii istoria românilor este cam aceeași. Iar uneori, năvălitorii își schimbă mijloacele de transport. Să mai vorbești despre eficiența transportului feroviar în România, după ce recent zeci de copii au stat 8 ore în vagoane într-un câmp la 35 de grade Celsius, fără apă și fără baterii la telefoane și fără ca nimeni să plătească pentru asta, e ca și cum te-ai lăuda că l-ai prins pe Dragoș Săvulescu în clipa în care polițiștii greci ți-l-au dat legat la aeroport. Mecanicul de locomotivă beat din trenul de la Fetești este de fapt. Un fel de status național care ne face să dorim să concurăm cu telefoanele inteligente pe care le purtăm în buzunare. Pentru că viteza cu care acestea devin mai inteligente și mai rapide de la o generație la alta ne face să fim aproape invidioși pe aceste dispozitive pe care le folosim cu mult mai mult și cu mult mai mult folos decât trenul. Tehnologia este din ce în ce mai performantă. Mai puțin trenurile în România. Din acest punct de vedere, consumatorul român de călătorii cu trenul este complet defavorizat pentru că periodic vede cum este extras CNP-ul la loteria regretelor. Și asta în condițiile în care vicepremierii români propun ca în weekend, în moluri să fie primiți doar cei vaccinați. Nu e minunat ce se întâmplă? Adorm mecanici în locomotive și fac accidente feroviare în timp ce autoritățile române visează la cai vers pe pereții Parlamentului. Cred totuși că încălzirea globală nu ne ține de cald. Suica? Cam da. Poate că ar trebui să existe un grafic oficial care să demonstreze clar că cei care beau alcool sunt cei mai mari savanți. Pentru că ei reușesc performanța de a citi dublu. Pentru că trăim într-o țară nouă care a împlinit de curând 100 de ani de când câteva provincii istorice în care viețuiesc majoritari oameni vorbitori în aceeași limbă s-au alăturat în aceeași unitate statală și parcă pe același litoral, se întâmplă ca în fiecare vară să avem episoade care scot în evidență dorința unora de a se răcori la mare cu orice preț. Sincer, chiar nu se putea să treacă vara fără să avem și puțin circ. A fost scandal de amploare pe plaja din Eforie Nord. Cei de la IPG Constanța au fost sesizați cu privire la producerea unei altercații între mai multe persoane, iar din primele cercetări s-a stabilit că incidentul s-a produs între un grup de turiști și unul de salvamari. Cei care au asistat la această scenă au cerut ajutorul poliției. Unul dintre cei loviți este șeful serviciului salvamar din Eforie. Mie mi-a sărit în spate unul așa mai făcut, la vreo 120 de kg, mă ținea de gât, altul a venit, m -a lovit cu pumnii, cu picioarele, am băgat mâna în fața să mă apăr și de, de la un picior s-a rupt. Am o fractură la antebraț. Trei persoane au fost transportate la spital. Este vorba despre un turist lovit la nas și cap și de doi salvamari, unul rănit la cap, iar celălalt cu fractură de braț și umăr dislocat. Baywatch pe ritm de manele altoit cu K1, fără Pamela, însă cu mult testosteron autohton. E foarte bine că nu avem turiști străini pe litoral. Ar fi asistat la astfel de episoade cu urmăriri de ATV-uri printre turiști pe plajă și ar fi căutat aiurea camerele de luat vederi prin preajmă crezând că este vorba despre un film. Li se terminară oamenilor concediul în România și ei tot după Van Damme erau cu ochii. Din când în când aflăm lucruri care nu se potrivesc cu alea pe care le-am învățat la istorie. Însă după acest episod cu bătaia dintre salvamari și turiștii de la Eforie Nord, suntem siguri că facem parte din cel mai viteaz popor al Europei. Nu știu exact cine a început bătaia, însă noi credem că mult mai civilizat era ca acest episod de trozneală să fie aplanat și evitat. Chiar dacă salvamarii au fost provocați într-un fel sau altul. Mai ales că misiunea salvamarului este să scoată omul din apă și eventual apa din om. Pe de altă parte, nici cu nu mi-e rușine, cu bustul gol și capul la fel. Acum știm mai bine că noi, așa, ca nație, nu venim așa de nicăieri înspre niciunde. Venim de peste munți, către mare, într-un concediu istoric, și ne tragem dintr-o seminție zbucumată, dar care a găsit totuși timp să facă în văzul lumii la vedere lucruri fascinante vara pe litoral, fără să-i fie rușine de lucrurile ăsta. Dincolo de înghesuiala și îmbrâncerile de pe autostrada soarelui, care au loc în fiecare weekend, cred că ar trebui să învățăm și la modul practic să fim cetățeni ai unui litoral decent, pentru că din gură îl vrem cu toții mai civilizat. Și avem speranța că așa cum am învățat repede alte lucruri, cum ar fi să dizlocăm umeri sau să aruncăm cu casca în cei care merg cu trotineta electrică, tot așa o să învățăm și decența. De pildă, decența de a fi om și nu doar turist. Mai ales că se vorbește într-una de valul 4, care nu este doar al patrulea dintr-un șir nesfârșit de valuri pe care odată Radu Mazăre făcea kiting. Este ceva cu mult mai grav. În România se vorbește tot mai mult despre injustiția justiției. Că unul pentru o pungă de cafea stă trei ani la închisoare, iar Hrebe pentru zeci de mii de hectare stă doi ani. Sau că Mazăre și Constantinescu pentru jumătate de oraș scapă prea ieftin. Mă rog, câte și mai câte. Acum aflu că și în alte țări se întâmplă aproape la fel și se întâmplă chiar în Elveția. Sute de persoane au protestat duminică în fața unei instanțe care a redus pedeapsa unui violator motivând că violul a durat 11 minute și că victima nu a fost grav rănită. Aproape că sună promoție publicitară. Viol, acum la doar 11 minute. Pe mine, recunosc cu sinceritate, poate nefiind în bazinul demografic, știrea nu m-a interesat în mod real. Pentru vânzătorii de ceasuri elvețiene din România, însă, poate fi o veste minunată. Mi-închipui pe violatorii români sau pe potențialii violatori cum se așează la cozi, la fel cum se așezau americanii la lansarea noului model de iPhone pentru a-și cumpăra ceasuri elvețiene cu cronometru, că dacă violul durează între 10 și 12 minute, e ca și când n-a avut loc. Pe de altă parte, nici nu ți trebuie ceas elvețian pentru asta. Este suficient să locuiești în România suburbană. Dar să depășim aceste subiecte, pentru că există altele cel puțin la fel de triste și invazive. În ultimii 30 de ani, balanța comercială a României este pe minus Adică importăm uriaș, de parcă avem de demonstrat ceva celorlalte țări și exportăm mai puțin decât condamnările în dosarul Revoluției. Și dacă mă gândesc că exportăm doar materie primă, estea și cereale, adică e și mai rău. Dar iată că acum s-a evit ocazia să ne evidențiem și la exportul de know-how. Know-how nu este vreun produs tradițional chinezesc, este cunoaștere, cum ar zice americanul, și știința dobândită în timp, cu ocazia incendiilor organizate anual în Grecia, România a trimis cei mai buni pompieri, 108 la număr aleși pe sprânceană, pompieri de calitate care chiar își fac treaba. Presa din Grecia îi laudă, uneori exagerează puțin spunând că sunt de pe altă planetă, însă concluziile sunt absolut pozitive. Pompierii români au venit în insula Evia cu șenilele și motoarele lor și au amenajat un sediu independent. L-au construit peste noapte au ridicat drone, au cartografiat pârâurile și drumurile forestiere, au calculat vântul și au realizat scenarii de propagare a incendiilor. Poartă uniforme cu interfoane, în timp ce poliția noastră are radiouri. Au desfășurat furtunuri de 60 de metri și au apă din părurile infinite și din rezervoarele locale. Le-au acoperit cu protecție la traversarea drumului pentru a nu afecta traficul și ele să nu fie distruse. Au ridicat dronele și au ghidat pe localnici să treacă prin cele mai bune locuri au construit podețe și mai ales sunt organizați și disciplinați ca niște furnicuțe. Pentru că își fac treaba, cum scrie la carte pompierii români vor primi anul viitor câte un sejur gratuit în bătrâna și turistica Elada. Foarte frumos. Va trebui însă să ne organizăm atent cu incendiile de la noi, să vedem cum le programăm, să nu aibă cumva loc fix în perioada concediilor grecești ale pompierilor, cu altfel ne-am ars. Începe în câteva zile marea rectificare bugetară și deja se aud murmure care se vor transforma în voci șoptite și apoi în urlete îngrozite. Și asta nu din cauza unor principii care vor fi încălcate în sânul coaliției, ci din cauza banilor. Pentru că fiecare minister vrea mai mulți bani, dar bani nu prea sunt, cu toate că premierul se laudă cu cea mai mare creștere economică din Europa. Premierul încearcă să mențină deficitul bugetar în țintele propuse și a găsit chiar și soluții. Sau cel puțin o soluție. Angajații Ministerului Transporturilor nu vor mai avea gratuitate la CFR. Și asta după ce și elevii și studenții au pierdut acest privilegiu. Gata, ieșim din criză. Despre pensiile speciale va vorbi premierul altă dată. Despre fostul PNDL, inventat de PSD și apoi redenumit, evită să discute. Am văzut că acum guvernul caută să afle prețul unei franzele, dacă se lămurește cât costă și nasturii eu cred că putem spune relaxați că ce a fost mai greu a trecut. Despre reforma de prin ministere sau despre digitalizare ne facem timp de vorbit mai către toamnă. Iar despre rata vaccinării nu ne facem timp de vorbit absolut niciodată. Despre valul 4 care bate la ușă vorbesc doar guvernanții altor țări. La noi, guvernul se ocupă cu împărțirea banilor care nu există. Și asta în timp ce în Statele Unite ale Americii, Biden vrea să-i dea Senatului permisiunea să arunce pe piață câteva mii de miliarde de dolari pentru relansarea economiei. Economia americană, bineînțeles că la noi nu este necesar pentru că economia noastră e sublimă, dar care, precum cozile la centrele de vaccinare, lipsește cu desăvârșire. Am început cu Olimpiada și mă gândesc să încheiem tot cu ea. Mă rog, cu cel mai și cea mai. Bărbatul cel mai rapid, femeia cea mai puternică, cel mai bun atlet, cea mai bună canotoare, cei mai buni în notători, etc., etc., etc. Aș vrea să vorbim un pic și despre femeia cu cea mai mare gură din lume. Iată imagini. I mean, I like to think, maybe I could be wrong, but like, I look semi-normal, like, you know, as I'm walking down the street, it's not until I go, like, some of my friends were like, what? I <laughs> had no idea it was that big. <laughs> I've definitely always known I've had a big Aceasta nu este nici Cranic pe stadionul oficial olimpic, și nici atracția principală a circului. Este doar o americană din Connecticut cu cea mai mare gură din lume, conform cărții recordurilor. Iar ceea ce urmează nu sunt probe olimpice, ci doar demonstrații că oamenii sunt capabili de orice pentru câteva momente de faimă televizată. Apple Orange this is gonna be tough. All right. I'm try this scan. Uh huh. Și așa mai departe, până ajunge să bage în gură camera de luat vederi, moment în care imaginile i-au sfârșit. Cert este că industria filmelor cu adulți are un viitor strălucit. Chiar măreț! Imaginile cu siguranță fac pe toată lumea să zâmbească. Ion Iliescu a fost chiar auzit spunând foarte amuzant. Singura care s-a arătat deranjată de recordul americancei a fost Diana Șoșoacă. Cum adică american care are cea mai mare gură din lume? Imposibil! Nu știu dacă exact astea au fost cuvintele Dianei Șoșoacă, dar se pare că asta ar fi declarat, mă rog, urlat în timp ce era în concediu la Vadu, în fața ușii cortului. Iar cu aceasta, cred că putem să ne închem liniștiți la comentologie. Ne vedem săptămâna viitoare.